Păi e chiar așa normal, mă, Eva, să te lași, să cazi la așternut din prima seară? E frumos! S-a întâmplat, asta e, chiar prima oară mi s-a întâmplat și... Na. Prima oară și a fost cu noroc. Vrei să te iei după sora, nu știu dacă e mai mare sau mai mică, nu? Doina, cred că e sora ta în... Da, este sora mai mare. Să te iei după ea și să faceți acolo, să creșteți copilași? Trebuie să vedem de vineri, în fiecare vineri. Mai e puțin până vineri, vedem atunci ce și cum. Zi-mi cum e, felicitări, lăsând gluma la o parte, frumos, ce am apucat și noi să vedem, de aia te-am întrebat că nu știm prea multe de serial. Cum a fost? Ai avut emoții, că știu că doamna Ruxandra Ionc, la noi castingurile nu sunt tocmai ușoare, primul venit, primul servit și se întind chiar și pe o lună, două. Uite, acum a fost un pic diferit, a fost o perioadă mult mai scurtă, au fost doar 2 zile, dar a fost intens. Adică am stat, dacă nu mă înșel, 9 ore în ambele zile și am avut foarte multe secvențe, primeam texte noi, trebuia să le învățăm repede, să intrăm la probă imediat. A fost o provocare, dar mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut foarte mult și cred că asta m-a și ajutat să iau rolul ăsta, pentru că m-am ambiționat, am văzut cum merg lucrurile, am zis ok, asta chiar e provocare și vreau să văd că, să-mi demonstrez mie că pot să fac asta. Dar când ai fost la repetiții, mă rog, nu știu, la probe cu Matei, ai avut vreo idee preconcepută despre el, pentru că toată lumea îl face, Matei, care e arogant, care chiar discutam și mai devreme că îl avea, așteptam să vorbim, să vedem cât de arogant ești, te spune lumea asta etichetă. Ai avut și tu eticheta asta, îi pusese eticheta, îl văzuse dinainte sau ai apucat să mai lucrezi cu el încât să-l cunoști personal? Nu am mai lucrat cu el și, sincer să fiu, nu-l știam de dinainte. Te uita la Insula. Nu m-am uitat. Lucrează. Trebuie să recunosc că nu m-am uitat, dar după, da, m-am uitat de curiozitate. Da. Așa că n-am avut nicio așteptare, nicio părere preconcepută despre el, pentru că n-am avut de unde. În schimb, eu simt că ne-am înțeles foarte bine de la casting și lucrurile au mers foarte bine. Cu doamna Domnica te-a sunat pentru casting sau... Da? Da. Să stăm de vorbă și cu aia, să ne punem și noi în baza de date, că are acces la toate serialele cele mai de succes. Pentru tine nu e primul proiect, noi te-am văzut de-a lungul timpului, încă cred că este primul tău rol principal, nu? Da. Și te provoacă, cum e? Păi, simt că, poate nu neapărat că am o responsabilitate, dar simt că e... Cumva am trecut la un alt nivel, dacă pot spune așa, și nu mă așteptam să am un rol principal așa de devreme și sper să-i fac față cât de bine pot eu. Pe cine ai sunat prima oară, să spui? Pe ai tăi? Bineînțeles că pe mama am sunat-o prima oară, eram... Deci de pe hol până la lift am putut să rezist să o sun pe mama și cum am intrat în lift, cum s-a închis ușa și mă simțeam așa sigură, am sunat-o, mama, eu am luat, că am tot vorbit cu ea, adică oricum eu tot timpul o sun pe mama, indiferent de situație și am tot sunat-o pe parcursul zilei și dimineața, mama, mă duc și aveam emoții, știam că sunt foarte multe fete, eram foarte emoționată și... Da, ai tăi te-au susținut de la început, adică tu ți-ai dat seama că vrei să urmezi cariera asta de mică sau cumva din timpul liceului și apoi când te îndreptai spre facultate, cum a fost? Te-au susținut sau ți-au zis, vă-te arhitect, uite, acum ai șansa cu arhitect, în familie de arhitect. M-au susținut. A fost un pic mai complicat la mine, eu am vrut din liceu, de pe la începutul liceului să mă îndrept către zona asta, doar că n-am făcut neapărat pași. Am lăsat-o așa, un pic să se încălzească mai tare ideea, chiar să fiu absolut sigură că asta îmi doresc să fac și nu prea am avut curaj să le spun alor mei, nu știu exact de ce. Le-am spus când terminam, cred că după ce am dat bacul sau ceva de genul, adică foarte târziu, că venea admiterea și chiar trebuia să le spun, adică nu mai puteam să o țin acolo ascunsă și le-am zis, știți, eu aș vrea să dau la actorie. Și a fost un șoc pentru că nu am menționat niciodată chestia asta. Venit așa, m-am apărut de undeva și am zis... Ce ziceai? Foarte multe, am schimbat foarte multe meserii, adică am trecut prin... Am vrut să dau la psihologie, la drept, la... De când sunt mică oricum, cred că la 3 ani am vrut ceva, la 4 ani altceva și tot așa până la 18. Au fost un pic... Hai, poate te mai gândești, hai totul să dai și la altă facultate, poate te mai răzgândești, dar au văzut că sunt sigură și n-au cu cine oricum, pentru că tot timpul am făcut ce am vrut, nu m-am lăsat până la ieșit ca mine și m-au susținut. Ai intrat din prima? Pentru că știi că cei care se gândesc așa, se răzgândesc, n-au timp foarte intens să se pregătească. Nici eu n-am avut timp. M-am pregătit foarte puțin. Dar da, am intrat din primă. Ce profesor mai ai avut? Ați avut clasic, am mai vorbit cu colegi și au fost la diversi profesori care au fost și mentori oarecum, că asta vreau să te întreb. Dacă ai avut de-a lungul timpului un mentor, uite cum acum ai șansa să-ți găsești mentor și pe platou. În timpul facultății, mai mult decât profesorii mei, nu. Am avut profesorii de la clasă și acolo a fost tot. Și până înainte de facultate m-am pregătit cu Diana Mihăiță, foarte puțin, cred că o lună m-am pregătit și asta a fost tot. Deci a fost o tranziție, așa, destul de o trecere rapidă. Deci cumva tu ai avut asta în sânge, știi, că dacă ți iese așa din prima, l-ai avut tot timpul, dar ai așteptat la, după ce ai împlinit 18 ani să iei în forță. Și pentru că spuneam mai devreme că nu e prima oară când te vedem într-un serial, acum te vedem așa cel mai clean, de obicei ai avut tot felul de transformări. Ești dispusă, că regizorii spun sau nu, directorii de casting, nu vă tundeți, nu vă tundeți decât dacă e pe bani, dacă e vreun proiect mare, nu vă vopsiți altă culoare total diferită, nu vă faceți nu știu ce. Ești dispusă la genul ăsta de compromisuri dacă e un rol care te provoacă? Mi-ar plăcea extrem de mult. Aș vrea să trec prin foarte multe etape. Aș vrea să mă tund zero, aș vrea să mă vopsesc blondă, să fiu roz, să fiu verde. Mi-ar plăcea extrem de mult să am atât de rolurile să fie atât de diverse încât chiar să trec prin toate dorințele tale ascunse, de fapt. Da. Eu aș vrea să trec prin orice fel de personalitate, orice statut. Asta mi-ar plăcea extrem de mult, să am parcursul ăsta, adică să nu rămân pe o tipologie. Mi-ar plăcea extrem de mult asta. Dar dacă te pune cineva să te îngrași 10 kg? Facem. Faci și asta? Fac și asta. Uite, cred că la îngrășat ar fi mult mai ușor, dar la slăbit, cred că acolo mi-ar fi greu. Păi nu, că la slăbit ești bine, dar dacă te îngrași 10 kg, după aia să slăbești între rol. Nu contează, e experiență. Da, mi-ar plăcea mult de tot. Orice fel de schimbare din asta.